Franklin s-a rătăcit. <coughs> Polet burjo. <Bourgeois>. Editura Catartis. <coughs> Franklin putea să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Putea să numere înainte și înapoi. Putea să-și treacă fermoarele și să se închidă la nasturi. Putea chiar să meargă acasă la orsache de unul singur dar Franklin nu avea voie în pădure neînsoțit. Într-o zi, Franklin spuse, mă duc să mă joc acasă la ursache." Bine, spuse mama lui, dar la șase să fie acasă la cină. i arătat ora cu ajutorul limbilor de la ceas. Și Franklin îl avertizea, să nu te duci singur în pădure. Franklin alergă pe potecă, trecu podul și traversă meorișul de-a Ursache era acolo, vulbișor era acolo, găsculiță și vidrișoara erau acolo. Iată mă, spuse Franklin gâfuind, de a ce vă jucați? De-a v ascunse la strigară prietenii săi, iar tu o să te pui. Franklin început să numere, dar vața era jocul lui preferat. Nu era el foarte rapid, în schimb era foarte isteț. Știa că ursachei se ascunde mereu în smeuriș. Franklin privi împrejur, zări o lăbuță îmblănită, mișcând o crenguță de zmeură. Te văd, ursache!" strigă el. Sub pod, Franklin zări niște pene și ceva blăniță. Te văd căsculiță, te văd vidrișoară, strigă el. Doar vulpișor mai rămăsese de găsit. Franklin își continuă căutarea privind când când colo. Se uită prin tufișuri și căută pe sub Merse de-a lungul potecii, dincolo de pod și, fără să bage de seamă, intră direct în pădure. Se uită prin ascunzișuri, căută prin jurul copacilor nu reușea să-l găsească pe vulpișor, deși căutase peste tot. <coughs> Dar vulpișor nu se afla în pădure. Se ascunsese acasă la ursache. După ceva timp, acesta strigă, Nu mă vezi!" Dar Franklin nu-l putea auzi. Se găsea mult prea departe. Unde e Franklin?" întrebă vulpișor. Nimeni nu avea habar au așteptat o grămadă de timp. Stomăcelul lui Ursache început să gheorțe. În cele din urmă, gâsculiță zise, E aproape de ora șase, Franklin trebuie să se fi dus acasă la masă. Mai mult ca sigur, spuse ei și o luară fiecare spre casă. Acasă la Franklin, ceasul bătu ora șase. Părinții lui erau supărați cina era gata. La șase și jumătate erau deja îngrijorați, așa că plecară în căutarea lui. Tatăl lui Franklin căută de-a lungul potecii. Franklin!" strigă el. Unde ești?" Mama lui Franklin vorbi cu prietenii lui. Unde e Franklin?" îl întrebă ea pe ursache. Unde e Franklin?" îi întrebă pe vidrișoară și pe gâsculiță. Unde e Franklin?" îl întrebă pe vulpișor. Nimeni nu știa. Acum chiar că erau îngrijorați și ei. Se făcu târziu. Franklin privi când într-o parte, când într-alta. Toți copacii arătau la fel. Toate pietrele erau la fel. Nici urmă de cărare. M-am rătăcit," spuse Franklin încetișor. Nu-și mai amintea din ce parte venise, nu știa nici încotro să o apuce. Era obosit, speriat și singur singurel. Franklin se cuibări în carapacea sa mică și întunecoasă și așteptă. Cineva urma să vină în cele din urmă, nu-i așa? Pe stânci, umbre întunecoase, ba apăreau, ba dispăreau. cine e acolo? șopti Franklin, dar nimeni nu răspunde nu răspunse pentru că erau doar norii care treceau prin fața lunii hu buhu Cine e acolo? întrebă Franklin în șoaptă. Dar nimeni nu i răspunse. Era doar o bufniță undeva de parte de parte. Cine e acolo? zise Franklin șoptit dar nimeni nu-i răspunse. Era doar vântul șuierând printre copaci. Franklin încercă să adoarmă, dar fie fiecare zgomot îl făcea să tresară. Tocmai când început să încâne un cântecel, auzi scurt, tros, scurt, tros, scurt, tros, cine e acolo? șopti Franklin, dar nimeni nu-i răspunse. Apoi, Franklin auzit din nou un zgomot ca și cum cineva l-ar fi strigat pe nume. Sunt aici! Sunt aici! țipă Franklin fără oprire. Scuți tros, scut, tros, scut, tros, tr Părinții lui Franklin își făcură apariția de după un delușor. Aici erai! L-au îmbrățișat, l-au pupat, fără să-i mai dea drumul. Am fost așa de îngrijorați, spuse tatălui Franklin. Ți-am spus doar că nu ai voie singur în pădure, îl certă mama lui. Nu a fost intenționat, scânci Franklin. Îl căutam pe vulpișor și am uitat. Ce ușurare! Slavă Domnului că ești bine, spuseră părinții lui Franklin. Au găsit cărarea și au pornit-o înapoi spre casă. Mâncarea i-a aștepta caldă în cuptor. După ce termină câte două porții din fiecare fel, Franklin a avut ceva de spus îmi cer iertare. Promit că nu o să mai intru niciodată singur în pădure. Chiar dacă vulpișorul o să se ascundă acolo? Îl întrebă mama sa. Chiar dacă ursache o să se ascundă acolo? Îl întrebă tatăl său. Chiar dacă toată lumea o să se ascundă acolo? Răspunse Franklin. Era trecut de ora de culcare. Franklin se vărâ în carapacea sa călduță și sigură. Noapte bună, dragule, spuseră părinții lui, dar nimeni nu răspunse, întrucât Franklin adormise deja.